să-i fac presiune asupra mea să mi se ia această curte și acest teren. Cine vrea să ia? Primăria și poliția locală. Primăria și poliția locală fac abuzuri împotriva mea să-mi ia curtea. Vor să o dea altcuiva? Vor să o dea, au vrut să o dea celor din lui Hălăucă și lui Pascaru și lui Roșu. Da. M-am luptat cu ei în instanță, am câștigat. Am stat 2 ani liniștit. Locatarii imobilului din strada Nicolae Bălcescu numărul 5 sunt consternați de abuzurile dispuse de primarul Marius Stan pe proprietatea lor. Poarta metalică de la stradă a făcut obiectul presiunilor exercitate de poliția locală, care a culminat cu o amendă de 500 de lei și cu demolarea porții de către lucrătorii de la gospodărire urbană. Proprietarul spune că poarta i-a fost furată exact înainte de a se pronunța instanța pe sesizarea de abuz. Cel cu magazinul din stradă, numitul Cincu Gheorghe, da, închiriază la fel de fel de persoane. Vrea și el curte. Și acum vrea și el. Deci 2 ani am stat liniștit, fără să mă mai lupt cu nimeni, și acum a venit ăsta să vrea el curtea. Da. Cu intervenții, cu relații cu primăria, relații cu poliția locală. Pentru a justifica presiunile făcute asupra proprietarului Damian, poliția locală a pregătit demolarea cu o amendare de 500 de lei pentru că a refăcut poarta fără autorizație și pentru că poarta casei atentează la siguranța monumentului istoric Biserica Mavramol. S-a ajuns până la intimidarea proprietarului cu o plângere penală pentru reparația ale porții fără autorizație. Parchetul a dat decizie de neîncepere a urmăririi penale, iar referatul Inspectoratului Județean de Poliție propune neînceperea urmăririi penale pentru că poarta de fier face parte din schița cadastrală a imobilului cumpărat în anul 2010. Au vrut să-mi săpi prin curte, au vrut să-mi facă cămini, au vrut să... Nu le-am dat voi, întrucât avem și noi mașini, avem și noi, nu mai putem intra dacă îmi faci mie grope acolo și... Da. Deci toți băieții mei au câte 2 mașini aici, se intră, se iese, nu pot să le permit lor să îmi facă mie grop și să îmi facă mie... Poliția locală a fost la fața locului pentru ca desființarea respectivă să se facă conform legii și să nu existe abuzuri. Nu știm să fie avut loc asemenea furturi, ori nu am înregistrat sesizări în acest sens. Poliția locală spune că încă din anul 2013 a primit 11 sesizări de la locatari chiriași care sunt deranjați de proprietarul casei și de gardul lui de la stradă. Proprietarul a fost avertizat că poarta trebuie ridicată deoarece este fără autorizație de construire și este amplasată pe domeniul public. Proprietarul Ion Damian a ridicat gardul, dar în decembrie 2014 vecinul a făcut o nouă plângere pentru că i s-a blocat accesul în curte. Dăm hotărârea instanței și vom acționa în cauză. Eu locuiesc în casa asta de când m-am născut, am 64 de ani și am avut poartă de o viață, de când mă știu. Da. Că a fost altă poartă și uitați cum îmi blochează. Da. Mai are o leacă și o bagă pește mine în casă. Deci instanța mi-a dat dreptate, dar eu am rămas cu dreptatea și fără poartă.